Ce avem noi aici? Niște prostituate. Na! Niște femei de moravuri ușoare. Na! Niște curve. Na. Atunci ce? Ce avem noi aici? Dragi români, noi aici avem 1% din PIB! Domnule președinte, da. Cum v-a venit ideea cu legalizarea prostituției? Cum mi-a venit ideea? Stăteam pe canapea, bă, băiatule! Nu, domnule, m-am gândit așa! Ziceam eu, ce se spune despre politică? Că este cea mai mare curvă, da? Și dacă politica e cea mai mare curvă, eu cine sunt? Cel mai mare pește! S-a plăcut, da! E mai glorat! Ironic! Dar cum se va asigura statul că nu se va risca evaziune fiscală în acest domeniu? Cine e statul? Statul sunt eu și m-am gândit, găvăzarule, de la o parte. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint unicitatea proiectului meu de legalizare a prostituției. Fiecare prostituată va avea montat un contoar. Chiar în această clipă voi monta primele contoare. Stai așa, o secundă. Să fie cu noroc. Dă-te. Multă baftă! Hai și tu, Sorinuța! O secundă! E veche în branșă! Op, așa! Hai și tu, Virginica! Nu pot, mama, așa! Dă-te! Op, așa! Gata! Ușor! Ele funcționează ca niște apometre! Exact, nu sunt apometre de bucătărie, să știți! Ce alte noutăți mai aveți în domeniul prostituției legalizate? Să știi că mă bucur foarte tare că mi-ai pus această întrebare. Acum mi-a venit. Da, o noutate absolută, dragii mei, va fi următoarea. Din această clipă, clienții vor putea plăti direct cu cardul. Să spunem că eu nu sunt președintele Băsescu, să spunem că eu sunt un simplu client. Mă duc la bordel. La. Am ajuns. Sărut mâinile și încep să lucrez. O oră, o oră jumate de sex normal. O duceți cam atât. Bine. Păi, președintele țării, ce dracu. După asta, scot cardul meu prezidențial și îl trec foarte frumos pe aici și aștept bonul. Mulțumesc. Pe care mă duc și îl decontez la Cotroceni. S-a plăcut? Da. De asemenea, pentru a putea supraveghea foarte bine tot ce se întâmplă în bordeluri, vreau să vă spun, o nouă propunere legislativă este că fiecare fată va avea un cod de bară. Ce e acela, un cod de bară? Adică fiecare fată a lucrat la bară în Germania. A fost bun așa. Dumnezeu să o ierte! Ce-a făcut Tricui? Șeful! Domnul președinte, de ce m-ați pleznit? Nu te-am pleznit, Videanule! A fost un trucaj ordinar! Rușine, Dinu Patriciu! Cum să nu te pleznesc, bă, dobitocule? Ți-am băgat atâția bani în conturi cu bordurile tale! Și tu mi-ai junghiul ăsta de sicriu! N-am loc de coate! Dacă vin și eu cu o fată în el, unde s-o pun? Cretinule ce ești! Uite! Nu tu gerbe, nu tu nimic! Blaga! Vino mă! Da, șeful! De ce nu plângeai, bă? Nu știu, șeful, cred că nu mi-a venit. Nu ți-a venit? Nu! Ia vezi, acuz vine! Băi, Blaga, de ce plângi, bă, băiatule, că nu te-am lovit? A fost un trucaj ordinar! Rușine, Dinu Patriciu! Udrea! Da, Băze! Glumeam! Băi, Udrea, când ai venit mai devreme să mă pupi și stăteai de priveghi, tu n-ai văzut, mă, tâmpito, că ți-a căzut ceară pe pantalonii mei? Ești chioară! Iartă-mă, Băse! Șeful, noi credeam că ai murit. Da! N-am murit, bă! Eram în coma alcoolică!
Ați mai văzut voi, drac mort? Șeful! Șeful, dar să știi că stă atât de bine în sicriu ăsta tapetat așa cu mătase. Îmi stă bine în sicriu? Da. Iar plângi, băi, Blaga, băi, iar plângi! Tu nu înțelegi că nu te-am lovit? Tu n-ai văzut viteza palmei? A fost dat cu repezitorul? A fost un trucaj? Rușine, Dino Patricio! Așa e, șeful, am văzut și eu pixelul albastru. L-ai văzut? Da! Băi! Ia marș de aici, că mi-e somn, vreau să dorm, să mă amur. Hai, nu-ți. Uite viderul, n-am loc. Nu mai plânge ca un dobitoc, că nu te-am lovit. A fost pixelul albastru. Rușine, Dinu Patriciu! Iubiții mei, probabil vă întrebați de ce eu și Nuții suntem îmbrăcați în acest fel. Dragii mei, criza ne-a lăsat în fundul gol. Noroc cu această frunză, simbolul turismului care ne acoperă rușinea națională. Vezi, băse, m-am gândit bine. Eu nu te-am luat ca să gândești, stai liniștită. Dragi români, anul 2010 a fost un an îngrozitor. Dar stați să vedeți 2011-le. Ca să mă exprim în termenii mei prezidențiali, o să cambelim și avem sub frunză. Șeful, nu mai bea. Nu mai bea whisky, că se filmează. Hai, nu mai spune. Dacă se filmează, ce se bea? Vodcă sau ce se bea? Nu, șeful, nu se bea deloc. Să nu te mai aud niciodată cu vorba asta tâmpită. Cum să nu beau? Și nu mai plânge, că nu te-am lovit. A fost un trucaj. Rușine, Dinu Patriciu! Asta e replica mea, să nu te mai aud în viața ta cu pronunți. Lăsați-mă să vorbesc cu poporul! Dragii mei, este anul nou, probabil că sunteți fiecare dintre dumneavoastră acasă și vă îmbătați și stați cu porcul în bot pentru că aveți ce mânca, băi! Degeaba vă plângeți, aveți ce mânca! Am fost zilele trecute la un mall și vreau să vă spun că la intrare aveai mai mari șanse să faci sex cu Angelina Jolie decât să găsești un loc de parcare. Ați-ai dracu să fiți, vă priește criza, a? Dar țineți minte, tot eu vă scot din ea. Din ce, șeful? Dacă nu ești atent la ce spun, ți le furi până dimineață. Fii atent. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? De ce mă întrerupi? Șefu, ați primit un cadou. Un cadou? Ia. Stai că... Citește, Vidanu, citește că n-am ochelari la mine. Ce scrie aici? De la bugetari. Vai! Ce gest frumos, vezi, bă? Să nu mai zică lumea că bugetarii nu mă iubesc. Și că îmi poartă ranchiună. Da-te, dragă, la o parte, că e cadoul meu. Ia, ține, pune-i acolo. Nu mai plânge că nu te-am lovit. Vidanu! Da! Tu ai râs? Nu! De ce ai dat, șeful, că eu n-am râs? Pentru că ai vrut să râzi, dar te-ai abținut. Domnul Buzdugan, într-adevăr, foarte bine spuneți confruntare pe viață și pe moarte. Da, pe viață pentru mine, pe moarte pentru ăștia doi. Domnule fost președinte, vă rog să vă abțineți. Vă rog frumos. Domnilor candidați,
Din această seară, vă rog frumos, liniște, da? Ușor, suntem civilizați, da? Suntem civilizați, gata. Confruntarea din această seară se constituie dintr-un șir lung de întrebări fulger adresate de către alegătorul român, de către telespectatori. Înainte de toate, domnilor candidați, vă rog în 15, maxim 20 de secunde să transmiteți un mesaj către alegătorul român, domnule Geană. Mulțumesc. Dragi români! Băi, Joana, bă, ți-am spus de 100 de ori, bă, tu chiar n-ai niciun fel de PR la campanie, bă! Dacă vezi că nu poți să spui R, evită R-ul, bă, Joana, bă! Știți la ce mă gândeam? La ce hârciu, bă, să sărbătorezi victoria finală, la? Uite-te! Dragi români, scurt, imaginați-vă țara fără mine, Gâdea, Ciutacu, Badea, Valentin Stan, toți ar rămâne șomeri, domnule. Emisiunile de divertisment n-ar mai avea subiecte de caterincă. Și încă ceva, principala mea calitate, toți ceilalți contracandidați au păr, eu nu. Râdeți degeaba, râdeți degeaba, asta înseamnă că în fiecare dimineață, în timp ce ăștia doi își fac freza, eu mă piept în două secunde cu prosopul. Asta ce înseamnă? Că zilnic mă voi ocupa de țară cu 3 minute mai mult decât ei, care pierd vremea cu pieptănatul. 3 minute pe zi, 365 de zile, fac 1095 de minute pe an. Ori 5 ani înseamnă 5475 de minute, adică 90 de ore. Deci voi fi președinte cu 4 zile mai mult decât ăștia doi. Votați, Băsescu! Țara arde și voi vă pieptănați. Hai. Domnilor candidați, liniște vă rog! Domnule Băsescu, de unde a avut bani fiica dumneavoastră pentru vila în care locuiește? Afară plouă. Corect! Și ultima întrebare pentru toți cei trei candidați. Concentrați-vă! Banii sau puterea? Da! Da. Corect! Ne vedem la ștampilă, doamnelor și domnilor. La revedere! Domnule, dar abia au șters oamenii ăștia canapeaua. Cine, l-am vrut să iau drumul cel mai scurt, doamnă, așa cum fac întotdeauna. Mă rog, auzi, să trecem. Joana, să te lauzi și tu acasă la familie, bă, că ai apărut cu președintele la televizor. Mâine seară eu voi fi președintele. Doamnă, fiți atentă că mâine seară ăsta o să fie președintele Asociației de Locatari de la Năstase din bloc. Și Iohannis administrator. Și Antonescu? Antonescu, femeie de servici. Domnilor, domnilor, vă rog, vă rog. E o emisiune relaxată? Sigur că da. Vă rog să-l anunțați și pe domnul Geană. Uitați și Crispatie, parcă ar avea un băț în fund. Domnul Băsescu, vă rog, domnul Geană, vă rog frumos să vă calmați, pentru că nu este cazul să fiți așa într-o stare din asta de agitație. Care este cea mai frumoasă amintire din copilărie? Am să vă rog pe dumneavoastră, domnule Geană, să începeți. Cea mai frumoasă amintire din copilărie. Așa. Odată, la Vați Ascunsele, m-am ascuns atât de bine, încât 3 zile părinții, poliția, salvarea m-au căutat. Eu când fac un lucru, îl fac temeinic. Asta înseamnă că nu m-au găsit. Excepțional. Și acum îl caută ea pe la bloc, acolo, pe la el. Mă rog. Domnule Băsescu, vă rog. Cea mai frumoasă amintire din copilăria mea, doamna Monica Angel, este, la un moment dat, eram într-o vară, eram în fața blocului, acolo unde stăteam în Constanța și, doamna, am bătut un copil. Ei, nu pot să cred. Doamnă, de l-am zvântat. I-am rupt o mână, l-am bătut cu ea în cap, l-am rupt. Mâna și l-ați bătut cu mâna doamnă, în cap? Efectiv, incredibil. I-am rupt mâna din... De aici, de la cot și l-am bătut cu ea. De la cot, nu de la umăr. Da. Mă gândeam că dacă de la umăr era mai grav. Și la un moment dat a venit mama copilului și a început să mă tragă de urechi. Și atunci m-am uitat la ea și i-am spus, ce să fac? El a început, doamna Hrebenciuc. Mă rog.